Cristian Tudor Popescu, e sublinierea refuribund după ce Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului, absolut justificat. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri, pentru Ager Press, ce solicitarea presublinierei României, Klaus Iohannis, privind demisia premierului Viorica Dencil este o declarație politic, ofensiv, pentru a că subliniere tiga capital politic, dar absolut justificat de prestația prim-ministrului. Este o declarație politic ofensiv, pentru a că subliniere tiga capital politic, dar este absolut justificat de prestația premierului Dencil. Punct. Presubliniere dintele Klaus Iohannis cere acum demisia premierului Dencil pentru, înțeleg, a fi necorespunzător în funcție. Întrebarea se pune dacă era mai corespunzător în funcție premierul Dencil atunci când a fost numit de domnul presubliniere dinte. Toate datele acestei persoane arătau ce nu are nici cea mai mic legătură cu posibila funcție de prim-ministru, niciun fel de experiență de conducere, niciun fel de experiență relațional, atât intern cât subliniere extern, dificultăți majore de exprimare, până la atât gre subliniere grave de limbă român, gre subliniere de logic. Până la incapacitatea de a comunica, a afirmat Cristian Tudor Popescu. Cristian Tudor Popescu a mai spus că presubliniereintele nu poate demite premierului, PSD se va opune, iar Viorica Dencil nu sublinierei va da demisia din funcție. Nu are cum să o demit. Pentru asta trebuie să cad guvernul în Parlament, oricum este majoritate. Presubliniere dintele Klaus Iohannis încearcă să mai cât subliniere tinge ni subliniere te capital politic prin această declarație cu privire la capacitățile doamnei Dencil, dar repet, ele îi erau cunoscute domnului presubliniere dinte de la bun început, a conchis Cristian Tudor Popescu.